și bine ați revenit pe acest canal. Eu sunt Andreea și o să încep acest clip prin a vă ura sărbători frumoase alături de cei dragi și sper că în această perioadă sunteți împreună cu familia. Sau... Înainte să trecem la clip, pentru că deja ați văzut ce scrie în titlu, înainte să încep, ca să iau fundația de aici, să vă arăt că în clipul de astăzi, avem un invitat special. El este Cookie. Spune Cookie, bună! El este Cookie, cățelul meu, este un Shih Tzu și a venit să mă viziteze. El de obicei stă cu părinții soțului meu și cu bunica lui, dar acum este în vizită la mine o săptămână pentru că am timp să mă ocup de el. Spune bună! El este foarte somnoros, să știți, este un câine foarte, foarte, foarte lenevicios, foarte puturos, da? Ok, cam asta e. Ce vreau să vă zic este că astăzi o să facem haul. Pecco, am această pungă care este de două ori cât mine, plină, până în ochi. Hai, înainte să trecem la clip și așa, să nu uitați să-mi dați și mie subscribe și să apăsați butonul de notificări ca să fiți notificați de fiecare dată când încarc un clip nou. Și dacă vă place clipul ăsta, dați și mie un like. Gata, asta e tot. Încep cu o plover, bluziță de la Inextenso, foarte, foarte drăguță, a fost 30 de lei. Asta este prețul, dar este atât de pufoasă și este într-o culoare de roz somon, foarte drăguță. Este foarte drăguță această bluziță, are gulerul destul de decupat, jos este simplă, adică nu are niciun zor sau nimic, dar îmi place foarte mult și mă gândeam că merge de mers la muncă și alte chestii de astea. Ok, că am terminat cu Inextenso, acum să trecem la ce avem în punga asta de la Pecco și o să le iau foarte random. În primul rând, mi-am luat acest set de, aici. Se numesc set pentru decorație. De fapt, sunt niște fundițe și aici jos să avem un set, de paiete și niște panglici ca să poți să faci tu funde sau ceva de genul ăsta. Ăsta, de exemplu, de aici, nu știu dacă se vede, este cu... Pulci de nea, da, și are și câteva fundițe, eu zic că este super ok. Ok, să continuăm, mi-am luat două seturi de șervețele. Odată mi le-am luat așa pe astea pe care scrie Merry Christmas. Sunt foarte drăguțe, nu știu dacă scrie câte sunt în pachet, dar vă zic, 20 de bucăți de șervețele, dar sunt super drăguțe. Și am mai luat un set, ăsta este din două părți, adică are șervețele făcute... mă rog, jumătate de șervețele, sau cum să vă spun, sunt împăturite aici. Sunt șervețele cu trei straturi. Este un imprimeu cu ceva pe care scrie Jolie și nu știu încă o căprioară, nu știu ce asta. Așa, hai să vedem. Mi-am luat un fel de pijama, dar eu nu o să port ca și pijama, pentru că eu nu port fuste, rochii, de fapt rochițe, să dorm noaptea în ele. Și asta mi s-a fost un stop, ok? Cam așa arată. Este, are aici o inimioară. Este cam așa, e lungă, cam până pe la pe deasupra genunchiului. Okay. Are lungă, foarte, 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 foarte mult asta. Și acum e că lungă. Ok, pe cel mai nou am să fac mine, așa că dacă nu mai vreau să te am fac mine, nu o să mă obosesc cu ea. Am vreo, am niște chestii de casă, niște, le zic, cioace, ele sunt strige de rupe. Și sunt 30 de bucăți, nu sunt cine știe ce bune, adică vă zic că mai am și nu sunt cine știe ce, dar am zis că totuși hai să iau. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Apoi mi-am mai luat o instalație de genul acesta, aceasta este pe baterii și dacă are ceva la descriere pe aici, funcționează cu baterii 2A, exclusiv de utilizare pentru interior. Dar mai am una de la ei și îmi place foarte mult și am zis că o să o pun și pe asta. Ok. Mi-am mai luat o chestie de genul acesta, care are partea asta aurie și are marble effect. Asta m-am gândit că vreau să pun șamponul și separat i-am luat și soțul meu să pun șamponul lui, pentru că noi ne sperăm amândoi cu șampoane diferite. Ăsta, care este cu glitter, așa e foarte drăguț. Super drăguț chiar. Și ăsta e cu argintiu. Și am zis că astea merg. Bine, puteți să puneți orice. Puteți să puneți săpun, puteți să puneți lichid de vase, puteți să puneți gel de duș, ce vreți voi. Ok, ce avem aici? Ne-am mai luat un ibric.
Este un ibric simplu negru, mai mic pentru că noi bem cafea cu lapte și aveam numai ibrice dintre alea mari. Mă enerva că trebuia să umplu foarte puțin și să spăl tot ibricul. Apoi mai luat de agățat în brad să mai completez pe acolo aceste rândunici, cum să le zic, păsărele, cum se descrie, pandantive, ci că se numesc. Sunt drăguțe, dar păreau interesante acolo în magazin și am zis, hai okay, să vedem ce mai avem aici. Am mai luat lumânări parfumate și cred că două seturi, da. Le-am luat odată cu... Astea sunt cu... nu scrie. În fine, unele sunt cu ceva flori și astea, de exemplu, sunt cu fructe. Așa arată. Să știți că miros... Deja nu le-am dat foc și miros foarte bine. 18 sunt în aceste set, într-un singur set. Apoi, am mai avea o chestie foarte interesantă pe care dacă sunt un printre noi și uneori mă încadrez și eu la categoria asta, care nu vă permite să cumpărați un cadou foarte scump sau poate nu este o persoană atât de apropiată sau poate, de exemplu, la muncă face Secret Santa sau chestii genul ăsta și aveți să-i dați cuiva un cadou și nu vreți să cheltuiți o căruță de bani. Deci aveau seturile astea și mai aveam unul pe alb. Aveți aici parfum, aici în colț, nu știu dacă se vede, sunt bețișoare, dar se vede și două lumânărele foarte drăguț ambalate și pachetul este foarte drăguț ambalat, adică, nu știu, și de exemplu aveți aici și un fel de chestie să scrieți pentru cine este și de la cine pentru cine și conține așa. 100 de mililitri are chestia asta, da? Zice, este cu aromă de citare de Crăciun, adică cu măr și gingerbread dulce, deci măr și turtă dulce și are 8 bețișoare dintre alea și 2 lumânări care la primul ăsta măr și turtă dulce, ceea ce este super tare. Zic că ăsta arată foarte bine și este foarte, foarte, foarte drăguț. Așa că v-am dat și o idee de cadou de Crăciun. Deci ăsta super. Am zis 19,99, ceea ce mi se pare un preț super ok. Apoi am luat două chestii. Deci aveau chestiile astea, cred că le țin bine pe amândouă. Astea, da, aveau, cred că, 3 variante de culori, oricum toate erau cu roșu. Astea sunt niște cutii în care puteți, de exemplu, să puneți o cutie de vin sau puteți să băgați un alt cadou. Bine, aici zice este ambalaj pentru vin, însă eu nu l-am luat ca să-l folosesc pentru vin, l-am luat să-l folosesc pentru altceva pentru că am de oferit câteva cadouri și mi se pare drăguț de oferit. Și, de exemplu, aici în fund, nu știu dacă puteți să vedeți, aveți și un bilețel pe care puteți să scrieți de la cine pentru cine. Ceea ce mi se pare super drăguț. Cu foarte mult, deci 4,99 lei. Și apoi, am luat două seturi dintre astea de șosețele. Șosete de damă. Deci astea mi-au plăcut extraordinar de mult. Nu mai aveau mărimea mea, acolo scrie 39-42, însă pe mine nu mă deranjează pentru că eu nu suport șosetele care mă strâng și astea sunt genial de drăguțe. Nu o să le desfac pentru că mă gândeam că ar fi drăguț să le ofer cuiva cadou, însă, nu știu, dacă v-am zis iară, mergeți la cineva, la o familie care are copii sau așa, puteți să le folosiți pe astea, să le dați drept cadou. De exemplu, asta merge mai de băiețel, asta merge mai de fetiță. Acum, nu știu, eu am luat o pereche să văd pe care o păstrez pentru mine și o să dau o cadou. Dar îmi plac foarte mult. Super drăguț. Așa. Și mai am o ultimă chestie și am terminat. Ca să nu vă țin o grămadă de timp aici. Mai am. Aveau. Am văzut la cineva cana asta când a făcut haul și nu mi-amintesc sau n-a făcut haul, nu mai știu. În fine, aveau căni dintre astea. Deci, vă rog frumos să o admirați. Vedeți că, deci este superbă. Superbă asta. Însă este atât de frumoasă și mai avea una tot pe aceeași nuanță, doar că era cu dungi, nu era așa gen marmurată, dar este superbă, superbă și cum eu sunt fană. Cănii, am zis că, ok, mai trebuie încă o cană la cele 200 de cănele mele. Trebuie să mai adaug una. And that's it. Cam asta este. Vreau de mult să mai revin cu un haul pentru că știu că vă plac foarte mult și merg foarte bine la mine pe canal. Asta este tot, sper că v-a plăcut clipul, nu uitați like dacă vă place și în secțiunea de comentarii să-mi scrieți dacă și voi ați ajuns pe la Pepco, ce v-ați cumpărat. Asta este tot, vă super pup și sărbători fericite!